la partea a doua, fuste Viviana, care am zis că este un șlis deschis, puteți să o faceți de unde vreți voi. Deci am zis că copiem partea asta mică. Deci am copiat partea aceasta mică și de ce am copiat? Ca să-mi rămână partea aceasta, pentru că eu aici, când am copiat, eu trebuie să pun 6 cm. Deci aici am pus 3 cm și acolo, pe partea aceasta mică, adaug 6 pentru șliț. Aici am partea de sus, pensa aceasta stângă, aceasta o anulez, pentru că va intra această diferență, va intra aici la tăietură. Un alt lucru ce facem la acest model este că îi croim o dublură. Cam de 5 cm, înțelegi? Mergem așa cu 5 cm și asta o copiem acum, pentru că după aia nu mai putem. Deci copiem această parte ca să o avem pentru când o căptușim. Imediat. Spatele tot așa am copiat-o, deci simplu, dar aici la mijlocul spatelui lăsăm atâta ca să-i punem un fermoar, vine un fermoar. Deci este tiparul de bază copiat, care este făcut de noi. Așa. Deci am copiat tiparul de bază și aici o să lăsăm diferență, pentru că aici va veni un șliț chiar așa puțin deschis. Pentru că avem șliț în față și atunci nu este important. Deci aici o să vină un fermoar. Tot așa facem și la partea din spate, pentru că poate că ai observat deja pe tipar că nu are betelie, deci betelia vine înăuntru. Deci este un model fără. Și aici măsurăm aia 5 cm. De ce se arată așa acest lucru? Pentru că o să vezi imediat. Pentru că una începătoare nu știe acest lucru. Și noi trebuie să ne gândim și la ele. Deci partea aceasta o copiez, așa, ca să o ai. Dacă ai o hârtie și mai transparentă, este foarte bine. Asta este bine ca să fie. Și de ce? Uită-te de ce semnez și partea aceasta de pensă. Deci aceasta este partea aceasta, dar eu automat aici am să închid. Pentru că eu atunci când am să o căptușesc înăuntru, deja pensa o să fie cusută. Mai înțeles? Eu când o croiesc, deja o croiesc, aceasta vine din două bucăți, pentru că la spate. Pentru că pensa deja fiind cusută, am nevoie de această dublură, pentru că aceasta va fi cusută așa, cusută așa și îndoită. Deci pe partea aceasta va fi cusută căptușala. În continuare, deci aceasta este dosul, cum se zice, deci vine pe dos.
apropiem și partea aceasta de la față. Deci, în momentul în care vei lucra sau deja lucrezi la o casă de modă sau vei lucra pentru clienți care sunt și pretențioși, atunci trebuie să știi aceste lucruri, să le execuți. Ai văzut? Pentru că această betelie nu este chiar dreaptă. Este un pic, aici nu se vede pentru că nu este dat cu roșu. Deci se poate și așa, ca să punem dedesubtul ei, înțelegi? Și așa. Deci se poate și așa. Poți să faci și așa și lași 5 cm. Deci, poate că e mai bine așa. Este mai... Înțelegi? Deci așa. Pensa aceasta o... mijlocul. Și lași diferența aia de 5 cm. Partea aia prima. Este mijlocul și totdeauna îndoim ca să fie la fel. Tot așa și aici, așa vine pensa noastră și aici partea aceasta o să o închidem. Eu deja când o pun pe stofă, ca să fie... Fiindcă pensele vor fi cusute frumos și atunci, ca să fie această distanță, deci va fi când o să fie pensa cusută. Totdeauna aici frumos rotunjim un pic. Să fie bine. Așa, deci asta o pun la o parte și decupăm partea noastră aceasta. Deci vom decupa așa partea aceasta. Pensa aceasta este anulată, dar pensa asta altă rămâne. Dacă eventual nu vrei ca să ai nicio pensă, atunci scazi din partea laterală și această distanță. Dar acest model așa se cere. Deci aceasta este numărul 1 și atunci vine numărul acesta 2. Este cine o face, deci eu am lăsat aici 40 de centimetri, dar voi puteți să lăsați 30, dacă o vreți mai de sus, mai ales pentru o rochie de seară. Deci această parte de jos o vă arăt așa că puteți la orice să o folosiți. Dacă pentru cineva sexy, îi faceți mai de sus. Partea aceasta așa se îndoaie. Deci o să o facem frumos de sus până aici și vine partea aceasta pe ea suprapusă. Deci când este cusută și partea aceasta va fi îngroită. Aceste două părți, deci după ce o să fie unite, deci va fi așa,
aceste două distanțe de câte 3 și aici 6 cm, alea trebuie să le lipim ca să aibă o ținută mai bună. Căptușala o croim de aici, de la distanța aceasta și până jos, deci până la șliț, pentru că ca să nu ni se vadă. Și căptușala când o croiești, atunci nu este problemă că lași pensa, partea aceasta pensei, pentru că îi trebuie un pic de lejeritate acolo. Totdeauna facem o mică cupă, dacă ai văzut. Când croiești atât căptușala cât și partea de sus, o poți numai așa să o croiești. Înțelegi? Pentru că merge pe o parte, deci nu poți pe materialul îndoit. Deci și stofa și căptușa în, poți să o croiești și până sus și să coși partea aia de betelie pe ea. Înțelegi? Deci numai până aici poți, pentru că altfel deci ai putea ca să faci și până sus sau este cine face automat cu căptușala, înțelegi? Deci eu pentru o ținută mai bună am să o căptușez numai de aici, dar îi las o rezervă de un centimetru acolo. Deci fiind cu aia 5 cm, dar îi las încă o rezervă de 1 cm când o tau. Înțelegi? Deci eu o tau așa. Îi las o rezervă de 1 cm. Și partea aceasta care va fi din stofă, va fi cusută pe ea. Înțelegi? Deci las cătușală, las o rezervă, cătușala se croiește tot așa și las o rezervă de cusătură. Deci asta e cătușala mea de sus, de față. Pentru că mai jos, eventual, până, dacă vrei, puțin mai în jos, se poate, dar acum, dacă am tăiat partea aia altă, deja nu are relevanță. Lăsăm pentru cusut atâta, ca să... Și așa când o unim, vedem până unde am lăsat lungimea, că n-am mai semnat bine ca să fie bine. Așa. Aici, vezi în față unde este pensa, dacă este un pic mai largă, unde este pensa, o semnezi un pic și lași două mici cute. Coastem, îi punem două cute mici așa, una pe o parte și una pe alaltă, pentru că aici n-am strâmtat. Ne trebuie aceea lejeritate pentru.
Așa, aceasta ne este fața și spatele vine croit din două bucăți, așa cum este tiparul. Așa, deci acum nu mai pierd timpul, de tot așa tăiem, așa și după aia mergem la să o lipim, să punem în tăritură. Când o croiești, tot așa pui pe fața sau pe dosul, să ai grijă pe care picior vrei ca să fie deschis. Nu poți să îndoi materialul în două, deci îți trebuie cu materialul deschis. Și de ce îți mai trebuie așa? Ca să vezi, pentru că îți trebuie această rezervă pentru șliț. Deci tu nu poți ca să croiești așa, înțelegi? Pentru că îți trebuie această rezervă. Aici nu mai trebuie ca să lași pentru cuzătură, eventual pentru surfilat, dar trebuie să ai grijă ca să ai și pentru o rezervă de cuzătură. Așa. Deci, totdeauna, înainte de a o tăia, tu mai verifici încă o dată ca să... că toate le-ai semnat ca să-ți fie lungimea care ai dorit-o. Deci în cazul nostru o să fie de... aici sunt 80 de centimetri, dar ne trebuie... deci 80. Deci o să fie tipul ridicat. Deci nu ne trebuie mai lung. Deci tipul am de 4 centimetri. Deci cam 75-76 de centimetri. Ca să nu facem risipă de... material. Bineînțeles că acest lucru poți să faci și fără tipar, deci pui așa tiparul de fustă, semnezi, dar ai grijă ca să îndepărtezi după aia partea aceasta mică, că altfel ai încurcat-o. Deci, așa. Deci aici las numai rezerva de cusătură. Aici deja am tivul în ea. Poți să lași un centimetru jumate, deci cât dorești, în părțile laterale. Aici chiar un pic, pentru că aceasta este rezerva, aceasta se îndoaie. Semnezi mijlocul și cele două pense, tot așa, deci o pensă, pardon, numai una o să avem aici. Pardon, am călcat pe și pensa asta. O semnăm, având grijă că suntem pe față, semnăm pe dos, ca să nu se vadă creta, mai ales dacă eu mai ales. Folosesc de altă culoare ca să o văd mai bine. Dacă folosești albă, atunci nu este nicio problemă, atunci se poate șterge. Și așa iese când o folosim. Nu ajung acolo. Nu am loc. Deci aici tot așa merg până aici și las un centimetru pentru cusut. Acest model ce ți arăt eu acum este foarte frumoasă și din saten pentru rochie lungă la o parte de sus, indiferent ce model. Deci asta este la o parte, asta este fața. Fața mică. Totdeauna așa ne uităm la material, mai ales dacă croim, ca să fie de fapt pe aceasta, nu poți așeza oricum. Tu care ești începătoare să ai grijă. Deci acestea le putem așeza numai așa, pe fir. Pentru că atunci fusta noastră nu se lasă bine. Deci și aceasta. Deci tu nu poți să pui așa sau oricum, nu?
Numai așa. Deci pe lungimea materialului, cum ai desfăcut materialul, ca cele două părți care sunt de fabrică să fie pe cele două părți. Așa. Așa să fie materialul așezat. Deci partea aceasta, cele două șlițuri, o să le dăm cu un pic de inserție. În partea de față să avem grijă să semnăm totdeauna la materiale de genul acesta, care este fața și care este dosul. Acum, pentru spate, pot ca să îndoi materialul. Deci, pentru spate, hai să îndoiesc materialul de mâine. La mijlocul spatelui am semnat o rezervă, au trebuit.